Acolo sunt în acest moment 6 directori. Din ce știu eu, directorul tehnic, domnul Pop, este o persoană foarte serioasă. Teoretic, funcția care se înființează director adjunct oarecum se suprapune cu ceea ce se întâmplă în acest moment pe zona tehnică. Practic ar fi un fel de director tehnic 2. Și de asemenea, biroul juridic sunt 7 persoane, ar vrea să văd în comparație cu Consiliul Județean, unde nu știu exact câte persoane avem în acest moment angajate, și la achiziții publice la fel. Sunt 11 persoane, de asemenea, o explicație, dar tehnică.